Bun găsit la Field Market, emisiunea în care vorbim, după cum v-am obișnuit, despre piețele financiare și principalele mișcări din aceste piețe. Alături de mine, ca de obicei, colegul Tiber. Salutare, Tiber! Salut, Cătălin, bună seara! Astăzi vorbim cu Vlad Năstase, CEO Concilium, un specialist în consultanță în servicii financiare. Bun regăsit, Vlad! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Știu că ești și un specialist în soluții de turnaround management și o să vorbim. E un mecanism, din ce țin eu minte, importat din Statele Unite, nu? Și e solicitat de obicei când apar vulnerabilități, să spunem, la nivelul business-ului. Da, afacerea trece printr-un proces de restructurare, e nevoie de soluții complexe sau am și văzut când e necesară o opinie vis-a-vis de relația cu băncile creditoare. Chiar de la început vreau să ne spui câteva cuvinte despre aceste soluții și să vedem cum stăm în privința asta. Da, poate ar fi bine să vă spun că în România există o asociație profesională care se cheamă Turnaround Management Association. Ea este un chapter, o filială a asociației care are rădăcină în America și ea adună specialiștii în turnaround din România. Asociația noastră în această perioadă a și gândit și a compus un ghid pentru definirea și implementarea unui plan de restructurare, ghid care l-am pus la dispoziția celor interesați și îl putem pune în continuare la dispoziția celor interesați. Și ca să răspund la întrebare, inclusiv etapele pe care noi le-am gândit în acest ghid au în vedere practic o abordare firească în viața unei companii. Pornind de la negocierea și implementarea unui moratoriu public sau privat cu băncile finanțatoare și stabilirea primizilor principale de înțelegere a lor, continuând cu o analiză de impact a efectelor crizei și a viabilității afacerii pe termen scurt, mediu și lung, să vedem dacă afacerea are sau nu are șanse de supraviețuire și de restructurare, continuând cu elaborarea planului de turnaround management în sine și ulterior cu monitorizarea măsurilor prevăzute prin plan. Acestea sunt cele patru etape principale pe care noi le propunem ca și metodologie de lucru, pentru că ce încercăm să facem este ca să conștientizăm atât companiile cât și stakeholderii companiilor, incluzând, dar fără să ne limităm la bănci, că un proces de restructurare ar fi bine să fie gândit și aplicat după o metodologie de lucru, nu după ureche sau libera inspirație a fiecăruia dintre cei implicați. Da, și va fi interesant cum se aplică la noi și sunt foarte curios și apropo de companiile listate la bursă, dar până atunci vreau să te întreb, ai spus de Statele Unite, care e procentul companiilor care apelează la soluții de-astea în Statele Unite și dacă tot vorbim de SUA, cum ți se pare revenirea economică din momentul ăsta în Statele Unite? După acea revenire puternică, după prăbușire, evident că s-a temperat și în așteptarea alegerilor din Statele Unite. Apropo de asta, avem și o planșă interesantă. Va fi, nu, puțină volatilitate și pe piețe și să vedem cum va fi cu revenirea. Te rog. În Statele Unite, noțiunea de turnaround management este veche de prin anii 80, pe la începutul anilor 80, când și a apărut TMA în America. Deci există o economie matură, o economie care are deja experiența utilizării consultanței, indiferent de spectru în care aceasta este folosită. În consecință, este evident un serviciu mult mai cerut și utilizat, cu atât mai mult cu cât din punctul acesta de vedere, americanii au înțeles faptul că implicarea emoțională într-un business câteodată trebuie tranșată foarte rapid, astfel încât totuși să se prezerve valoarea care încă mai există în acea companie. În partea aceasta europeană suntem mult mai implicați emoțional și atașați emoțional și câteodată antreprenorii prelungesc dincolo de o anumită limită momentul la care acceptă un advice extern. În privința momentului actual, în America, evident că au început să apară și la ei semne de oboseală la companii mari, în special în zona de retail, și aveți câteva cazuri care sunt convins că sunteți familiarizați cu ele destul de,
celebre și de notorietate, ancorate și de faptul că obiceiul de consum al populației s-a schimbat foarte mult în această perioadă și este o schimbare accelerată într-un termen scurt. În măsura în care companiile, indiferent de unde sunt ele situate și de dimensiunea lor, înțeleg faptul că trebuie să aibă o preocupare activă în a-și regândi și a-și reanaliza modelul de business, vor face diferența între creșterea sau prăbușirea lor. Pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că businessul în sine trebuie regândit astăzi într-un mod proactiv și în secvențe de timp mult mai scurte decât eram până acum obișnuiți, ca să ne dea flexibilitatea adaptării în funcție de schimbările externe la care vom fi supuși. La acest mod de lucru și la acest mindset, la acest mod de a gândi business-ul, americanii sunt mult mai deschiși și mult mai preocupați în a-l aplica în realitate. În Europa, în afară de Anglia, unde într-adevăr lucrurile se mișcă cam cu aceeași dinamică, sunt alte două țări care, să știți că folosesc consultanța de turnaround din ce în ce mai des, și aici mă refer la Germania și la Olanda, care sunt economii care au înțeles și apelează a spune la timp la astfel de specialiști. Celelalte țări europene, chiar dacă sunt mai evoluate decât noi din punct de vedere economic, să știți că suntem cam în același pas de a reacționa la astfel de provocări și astfel de probleme. E foarte interesant ce ai spus. Tiberiu, când noi ne referim la Wall Street mereu, spuneam că avem și o planșă apropo de alegerile americane, cum vede Wall Street-ul rezultatul alegerilor, foarte interesant, și te rog să comentăm puțin și pe Vlad îl rog să comentăm, că nu e surprinzător ce vedem, dar procentele sunt interesante. Da, păi să deschid discuția, se împarte pe două paliere, așa aș putea spune, în cel mai bun scenariu și cel mai prost scenariu. Bineînțeles că în interiorul intervalului ăsta de stânga și de dreapta există câteva, să zic așa, căi de mijloc, dar unele dintre ele nu prea sunt acceptate, se pare, de către investitorii de pe Wall Street. Deci primul scenariu în care președintele ar fi democrat și senatul republican, iată că a ajuns până la aproape 28% ca și acceptabilitate, aș putea spune, de către investitorii de pe Wall Street, și ar fi un 12%, un scenariu foarte prost. Mergând puțin mai departe, se pare că cel mai bun scenariu pe care îl acceptă Wall Street-ul în ceea ce privește alegerile care vor fi în noiembrie acum în Statele Unite, președintele să fie republican și senatul Rafael să fie republican, iată, cu 49% fiind un best case scenario. De partea cealaltă, worst case scenario, aș putea spune, președintele să fie democrat și senatul să fie la fel democrat. Noi am tot amintit de aici în cadrul emisiunii de-a lungul timpului, care a fost de fapt că trebuie să admitem, Donald Trump a avut totuși o influență asupra evoluției companiilor de pe Wall Street. Nu degeaba, poate că ele sunt acum la maxime istorice, să ne amintim că el de fapt are un background de business. El se lăuda la un moment dat, să zic așa, între ghilimele, cu prietenii lui de pe Wall Street, care, mă rog, cu care a făcut business de-a lungul timpului, și iată că ușor-ușor scenariu, cel puțin la asta care ne uităm acum, iată că îi dă dreptate, nu? Eu nu așa văd, și s-ar putea ca, cel puțin din punctul ăsta de vedere, să aibă un plus față de contracandidatul său, Joe Biden. Nu știu cum vedeți voi, poate Vlad are o altă opinie. Cu siguranță, vorbim și cu oamenii de acolo, ce vedem noi care nu trăim în America și ce percepem noi ca și politici, văzându-le de la distanță, diferă, a zice, foarte mult față de două componente. Odată, percepția americanului de rând, pătura medie și joasă, aș putea spune, a societății, versus cei care sunt în upper middle class, să spunem așa. Este evident că într-un an electoral și mai ales cu un președinte atât de efervescent cum este Donald Trump, piața reacționează, investitorii, analiștii reacționează,
Și aceste reacții câteodată sunt extrem de volatile, așa cum sunt și punctele de vedere tranșante și categorice în același timp pe subiecte câteodată foarte delicate. Mă aștept ca piața din America să fie foarte impactată, aș putea spune, nu doar de politica, indiferent a cărui candidat, republican sau democrat, dar cât și de faptul că toate aceste circuite economice mondiale și lanțuri de aprovizionare mondiale se regândesc și se reconfigurează în această perioadă. Și dacă vor merge în continuare pe această politică care o au acum cu Donald Trump și cu republicanii, America o să se poziționeze economic într-un fel. Dacă se schimbă conjunctura, atunci e posibil ca și America să aibă un destin economic un pic diferit. Rămâne de văzut ce vor decide alegătorii. Ca să trecem și să venim mai aproape de România, în Europa, ai și amintit Vlad mai devreme, sentimentul economic din zona euro s-a îmbunătățit în septembrie, dar ritmul e mai lent și aici, și odată cu luarea acestor noi măsuri de restrictive, să spun, apropo de îngrijorările privind al doilea val al pandemiei, eu spun că cresc riscuri pentru trimestrul 4, chiar și primul trimestru de la anul, privind perspectivele economice. Și avem și aici analiștii de pe Wall Street, de la JP Morgan, au niște sondaje, au făcut și o să le prezentăm acum, să comentăm puțin atât în ceea ce privește revenirea economică cu acele litere de care s-a tot vorbit, dar și privind băncile din Europa, un subiect foarte interesant de care vreau să vorbim. Până la urmă, iată, Tiberiu, că revenirea aia în V, care a avut loc pe majoritatea sectoarelor, nu pe burse, nu e luată așa mult în calcul. Cred că revenirea în V, de care noi am tot vorbit aici, a avut loc mai mult în Bine, sectoarele... Bine, a vorbit toată lumea. Noi am preluat ce vorbeau alții. Aș spune că revenirea asta în formă de V a avut loc mai mult, cel mai mult, într-o pondere covârșitoare, aș putea spune, în cadrul acelor companii care au activat și activează în continuare în domeniul ăsta tehnologic, care a fost foarte utilizat, companiile care au profitat de faptul că oamenii au stat acasă și fie s-au jucat mai mult pe calculator. Știți că sunt destul de multe companii care sunt în industria asta de gaming, care au profitat foarte mult de revenire. Home delivery, sunt anumite companii de pizza, spre exemplu, chiar și din Europa, unele dintre ele care au profitat. Deci cred că mai degrabă în cazul lor recuperarea a fost în formă de V, dar iată că, de fapt, procentajul revenirii în formă de U este cel mai mare, peste 40%. Și, mă rog, nu mai vorbim de celelalte care se pare că sunt deja minoritare, W, de care nu numai că se vorbea, dar în ultima perioadă chiar se accentuase din ce în ce mai mult opinia asta că urmează un al doilea val, poate că nu de aceeași intensitate cu care a fost primul, dat fiind faptul că, mă rog, numărul cazurilor este în creștere. Spuneai și mai devreme că sunt anumite țări care deja au anunțat închideri parțiale sau, mă rog, ale unor activități. Deci W, revenirea în formă de W are doar 16%. Nu mai vorbesc de cea în formă de L, care se pare că e cea mai mică. Cred că l-aș ruga pe Vlad să ne spună și părerea lui mai degrabă vis-a-vis de creșterea asta, pentru că el, dacă se lovește, să zic așa, aproape în fiecare zi de problemele companiilor, simte de la firul ierbii care este feeling-ul lor și cam ce se așteaptă în perioada următoare, nu? Cred că, uitându-mă la ce spune chartul vostru, ar trebui să separăm țările din Europa, pentru că, cu siguranță, modelul de revenire nu va fi la fel pentru țările din Europa, cum țările vestice, cum o să fie, de exemplu, pentru România sau pentru alte țări din regiunea noastră. Revenirea unei țări depinde de foarte mulți factori, printre altele, ca să pornesc de la mare la mic, inclusiv de politicile guvernelor, inclusiv de sănătatea economiei, de maturitatea mediului antreprenorial. Toți acești factori cumulativ vor reuși sau nu să contribuie la o formă de revenire dintre cele menționate de voi. Întorcându-mă la companiile din România,
sunt companii care au avut și au activat în domenii care au avut creștere în această perioadă. Cred că pentru ele o să fie foarte interesant cum își vor reuși să își conserve, să își păstreze măcar un procent din acea creștere pe termen viitor, pe, în modelul lor de business viitor, iar acea contribuție în plus va avea la rândul ei o părticică din procentul de creștere pe care curba României o va suferi. Și în cealaltă dimensiune, companiile care au avut dificultăți și cât de repede vor fi în stare să ia măsurile care să îi ajute să schimbe trendul, să aibă din nou o schimbare de paradigmă. În ceea ce privește companiile din România, știți foarte bine, marea lor majoritate sunt companii de tip IMM-uri, relativ vulnerabile la factori severi de stres, cu o durată de viață în economie relativ mică, deci cu rezerve destul de limitate. Implicit avem o fragilitate destul de mare la scheme de stres majore. În ce măsură toți acești bani de care se vorbește că vor fi aruncați în economie, unu, se va întâmpla, doi, vor reuși să fie și asimilați de facto? Pentru că una este să avem pe hârtie și alta este să ajungă în conturile companiei. Și una este să ajungă la timp și alta este să ajungă prea târziu, când chiar dacă au ajuns nu își mai produc efectele scontate. Toți acești factori evident că vor contribui la forma de revenire și nu în ultimul rând la, cred că un mare rol îl au stakeholderii care în cele din urmă vor să-și asume un risc sau vor în continuare să joace extrem de prudent. Pentru că în momentul de față, dacă se merge pe zona de prudențialitate, atunci trebuie ca să ne asumăm faptul că numărul companiilor care vor fi în dificultate, să spunem, pe termen lung sau chiar înspre o zonă neagră de existență, va fi mai mare. E un trade-off. Hai să vorbim puțin, că sunt foarte curios ce se va întâmpla la noi și tu vorbești de un dezechilibru economic care o să apară, dar până atunci să vorbim puțin despre băncile europene, nu de alta, dar am văzut ieri creșteri puternice, să ne uităm și pe niște grafice, să vedem în ce context vin aceste creșteri și unde suntem cu cotațiile și am văzut totodată niște, tot aceleași sondaje făcute de băncile de investiții de pe Wall Street, foarte interesante mi s-au părut. Te rog, Tiberiu, să le comentăm puțin. Păi, da, ai spus bine, băncile de pe Wall Street sunt în continuare destul de aplecate și dornice să investească în sectorul bancar din Europa, pe care îl consideră foarte subevaluat. Foarte subevaluat prin prisma mai multor indicatori, dacă e să vorbim de price to book value, în fine, price to earnings și așa mai departe. Evaluare care deja trenează de ceva de o perioadă destul de lungă de timp, aș putea spune chiar în ultimii 10-11 ani, o să vedem și pe grafic, ai spus bine, cum în ultima perioadă, în ultimii ani, practic evoluția cotațiilor băncilor europene este într-o continuă scădere. Într-o continuă scădere și asta s-ar putea ca la un moment dat să le pună în dificultate. Iată că totuși bancherii de pe Wall Street speculează faptul că băncile europene sunt destul de mult subevaluate și aproape 60% dintre ei, iată că sunt... Unii sunt subpoziționați, 23% sunt poziționați mai agresiv, în fine, 20% neutri. Sondajele se mai schimbă din când în când în funcție de atractivitatea sectorului. Dar în continuare, după cum spuneam, sectorul rămâne foarte subevaluat. Hai să ne uităm și pe grafice. Știu că ai pregătit graficele a trei dintre cele mai importante, să zic așa, nu? Noi din Europa. Da, am pregătit grafice pentru că sunt giganții Lloyds, HSBC, Societe Generală, apropo și de bursa de la noi,
Sunt niște giganți listați pe mai multe piețe. Am văzut că au crescut foarte mult și pe Wall Street, băncile Lloyds, dacă nu mă înșel, vreo 7-8%, HSBC 10%. Dar dacă ne uităm așa long term, în ultimii 25 de ani, știi cum e, investești pe termen lung, dar depinde unde intri. Că dacă ne uităm la cotația de acum, undeva la 26 de lire sterline, să spunem că suntem pe bursa de la Londra, e aceeași ca și cea din 2012, ca și cea din 2009, nu? Și mult mai jos ca cea din 2000, din 1998, dinainte de 2000, da? Deci iată că evoluție long term, din păcate, care dacă n-ai un moment potrivit de intrare sau dacă nu mai chezi profituri, pentru că să nu uităm aici, apar niște mișcări mici, dar dacă ne uităm mai atent, sunt o triplare, o de 4-5 ori profitul, deci o creștere de 4-5 ori. Ideea este că suntem la un punct de minim și un raport risk-reward foarte bun, în sensul că, evident, există un risc de a scădea în continuare cotația. Să nu uităm că are legătură și cu profitabilitatea băncilor europene, nu neapărat asta, dar în general, nu uităm că de când Banca Centrală Europeană e cu dobânzile la zero sau negative la depozite și cu programul ăla de QE, băncile europene nu prea mai au marjă de profit, dar asta e o altă discuție. Doar din punct de vedere tehnic, să termin, e un falling wedge aici, deci în sensul că e o formațiune care poate duce la inversarea tendinței, tendința e descendentă și în general, în teorie, se spune această formațiune poate duce la o inversare, deci un argument în plus pentru cei care îndrăzneți, care riscă aici cu un risc minim și cu o posibilitate de profit mare, dar în continuare trebuie să se uite și la context și la fundamente. Ca să închei și cu graficele celelalte seamănă, deci ăsta următorul e HSBC, iată unde ne aflăm, da? Deci într-un nou punct de minim, ca acum 10 ani sau ca acum 20 de ani, 20 și ceva, deși am trecut pe niște cotații extrem de mari, iată ce se întâmplă în ultimii ani și iată unde ne aflăm. E clar că e și aici un raport risk-reward chiar mai bun ca celelalte, excelent, pentru că dincolo mai aveam un suport, aici suntem chiar la suport, dar evident, never catch a falling knife, se spune și în analiza tehnică, cei îndrăzneți evident pot câștiga dacă riscă acum, dar e vorba de banii de risc și de, să spun așa, nu cu tot portofoliu. Și Societe General, ca să ne uităm și la o bancă franțuzească cu reprezentantă și aici, nu la noi, iată aceeași nivel minim, aceeași zonă și aici nu este un wedge, este un, mai degrabă un triunghi, poate să fie asimilat și cu un triunghi dreptunghic, dacă suntem mai, să spunem așa, dorim lucrul ăsta, să forțăm puțin nota, în sensul în care dacă va fi străpuns e posibil să mai scadă. Deci aici imaginea, sincer să fiu, imaginea e mai rea ca la băncile celelalte și eu personal, evident, dacă ar fi să aleg să intru undeva mai degrabă și intra în partea cealaltă, dar evident nu sunt sfaturi de tranzacționare. E volatilitate mare și nu știu cum Vlad vede sistemul bancar european și după aia să vorbim și, pentru că multe bănci europene au sucursale și la noi, au reprezentanți aici, va veni o vreme, nu știu, să zic, o perioadă mai grea pentru băncile europene sau până la urmă, sub umbrela băncii centrale europene, acestea sunt mai liniștite, să zicem, ca la cealaltă criză, criză financiară. Acum e un alt fel de criză. Cred că sunt ceva mai liniștite pentru că în anii precedenți au avut tot felul de, au avut loc tot felul de exerciții de analiză a calității activelor acestor bănci. Implicit s-au luat, dacă vreți, niște măsuri prudențiale, poate suplimentare, de provizionare, de retratare a anumitor expuneri, de așa natură încât nu cred că sunt băncile mari europene, nu cred că sunt astăzi, azi, repet, azi, într-o situație de dificultate iminentă. Dar băncile, pentru că sunt ombilical, dacă vreți, legate de economie, sunt extrem de sensibile la ce se întâmplă în economie cu clienților, cu cei la care au expuneri. Pe aici, într-adevăr, o să fie o discuție în măsura în care companiile din statele respective vor avea o evoluție pozitivă sau nu în perioada următoare și cum vor reuși băncile să fie aproape de aceste companii într-o perioadă care se anunță a fi cu destul de multe provocări și dificultăți. Aici cred că va face diferența între
bănci și intre în cele din urmă posibilitatea companiilor de a lucra cu una sau mai multe bănci. Și aici o să fie o discuție, cred. Da, iată că tot din analiza celor de la JP Morgan am extras încă un grafic, aș putea spune, care are legătură cu factorii care ar influența performanța băncilor europene în următoarele 12 luni. Și iată că două dintre cele mai importante, care au și ponderea cea mai mare, sunt primul, ridicarea restricțiilor cu privire la distribuirea dividendelor, care are o pondere de 38%. Știm cu toții că la undeva spre finalul lunii martie, în aprilie, în al doilea trimestru al anului, în orice caz, Banca Centrală Europeană a impus băncilor din zona euro să nu mai distribuie dividende pentru o recapitalizare, pentru practic un buffer de lichiditate suplimentar, să-l rețină practic în interiorul, în trezoreria băncii, pentru a putea face față eventualelor, să zic așa, adversități ale mediului economic care ar putea apărea până la finalul anului. Următorul criteriu care ar putea influența performanța băncilor fiind apariția unui vaccin. Apariția unui vaccin care are la fel tot o pondere de 38%, dar aici, din punctul meu de vedere, cel puțin cred că lucrurile sunt mai nuanțate, pentru că există câteva companii, patru am văzut acum, că sunt în cursa pentru elaborarea unui vaccin și care se pare că au șanse reale, ultima dintre ele fiind chiar Johnson & Johnson, care a anunțat că spre finalul anului ăsta, chiar la începutul anului viitor, s-ar putea să distribuie un vaccin. Pe locul 3 sunt fuziunile și achizițiile, mă rog, stimuli fiscali și așa mai departe. Deci, iată că performanța băncilor europene are câteva criterii importante de trecut, așa să zic, și câteva hopuri, pentru că de la sine, putere sau singure, se pare că nu poate să treacă criza asta, care e destul de dificilă în momentul de față. Și chiar ca să închei pledoaria vis-a-vis de faptul că băncile sunt în continuare subevaluate, un grafic de data asta de pe Bloomberg, chiar mi-a atras atenția, un articol destul de recent al celor de la Bloomberg, care ne arată indicatorul price to book value, deci prețul acțiunii raportat la valoarea contabilă a acțiunii, care este la un preț mic, practic nivelul din minimul ultimilor 10 ani, de când a fost criza din 2008-2009. Se vede foarte clar cum graficul seamănă, Cătălin, exact cu graficul... Cu evoluția acțiunilor. Proiectat-o puțin mai devreme, exact cu evoluția acțiunilor, da. Și se vede, da, cum gradul de subevaluare. Vlad, vorbeam înainte de emisiune despre o perioadă nu tocmai favorabilă, chiar un dezechilibru economic pe care tu îl vezi începând cu trimestrul 4 și în prima perioadă anului viitor, în special în România. Mă gândesc aici că nu o să mai fie facilități pentru companii, o să aibă nevoie de bani, încetează și acel program pentru IMM-uri, creditele comerciale care au termen de plată undeva în primul trimestru. Explică-ne cum vezi situația asta, nu tocmai roză, și foarte interesant punctul ăsta de vedere, și să vedem cu ce argumente. Cred că în trimestru 4 vor acționa asupra unei companii patru forțe relativ concomitent. 1. Gândiți-vă că în România, și se știe treaba asta, creditul comercial este cam de 3 ori mai mare decât expunerile bancare. Și creditul comercial, iarăși, statistic și natural, chiar dacă avea un termen de plată, în realitate plata se întâmpla aproximativ la 90 de zile. Cu alte cuvinte, cam ce era scadent în martie-aprilie, până acum, a avut cam 2 cicluri, așa zis naturale, de amânarea plății. Nu mai poate să fie amânat la nesfârșit acest moment al plății, mai ales că vin altele din urmă. Da? Deci cred că această flexare a termenului de plată este pe creditul comercial, este la un nivel foarte, foarte întins,
Pe de altă parte, toate companiile, datorită expunerii de care vorbeam mai devreme, sunt vulnerabile și expuse la acest factor. Al doilea este faptul că, chiar dacă programul IMM Invest a avut un succes foarte mare din perspectiva mediatizării, trebuie să recunoaștem faptul că companii bancabile în România nu sunt foarte multe. Și chiar că și cu această garanție de stat, băncile acordă bani companiilor care îndeplinesc niște indicatori care să le facă bancabile. Mare parte dintre companiile care au aplicat pentru acest program IMM Invest până acum au primit răspuns că iau sau că nu iau bani. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul anului, cred că inclusiv această rută, dacă vreți, va fi cât de cât clarificată, iar cei care nu se încadrează pe programul IMM Invest, șansele ca să ia credite sub o altă platformă sunt probabil ceva mai reduse. Al treilea lucru este faptul că undeva în 25 octombrie expiră, dacă nu va fi prelungit, facilitatea de neplată a obligațiilor către stat. Și s-au acumulat sume de bani în viața unei societăți în această perioadă. Și mă îndoiesc că în această perioadă antreprenorul a pus bani deoparte și la momentul 25 octombrie îi va scoate din sertar și va achita la stat. Implicit, statul, prin toate aceste măsuri pe care încearcă să le ia, are nevoie de bani. Și în momentul în care va avea de colectat, va face ca orice alt creditor va începe să acționeze în sensul recuperării sumelor de bani, acționând astfel încă o forță suplimentară asupra companiilor. Și al patrulea criteriu, modelul de business, dacă nu a fost, indiferent de industrie, indiferent de companie, modelul de business, dacă nu a fost un pic înțeles cum funcționează în această nouă, dacă vreți, normalitate și merge după șinele vechi și după criteriile vechi, clar are un dezavantaj competițional acea companie, care se va materializa și el într-un interval mai lung sau mai scurt de timp. Toate aceste criterii cumulate, venind cam în aceeași perioadă asupra companiei, le va face să le crească doza de vulnerabilitate. Și mă aștept ca nu mâine, poi mâine, când băncile, și asta este, dacă vreți, capacul la toată povestea, analizează restructurarea creditelor sau prelungirea celor existente prin perspectiva viabilității modelului de business și a sănătății financiare a companiilor, constată că acestea nu mai corespund unor criterii, încă un factor, dacă vreți, de accelerare a unor efecte negative. Efecte negative care, probabil, primele vor avea semne vizibile în primul trimestru anul viitor, când, dacă vreți, se vor mătura companiile relativ mici care chiar nu au seva necesară să lupte cu acest virus, ca să folosesc un termen la modă, și în trimestru 2, cei care au reușit să treacă de primele 3 luni probabil vor avea pe agenda ca subiect principal restructurarea. Deci, pe termen scurt, cam asta văd și eu cred că ce trebuie să înțeleagă antreprenorul este că primul lucru care trebuie să și-l schimbe este secvențialitatea cu care își gândește planul de afaceri și reacția la toate elementele definitorii din business-ul lui. Trebuie să fie mult mai granulată, de aceea unul dintre elementele cu care turnaround management-ul este obișnuit și îl folosește este cash flow cu granularitate săptămânală pentru primele 13 săptămâni. Când de la săptămână la săptămână trebuie să înțelegem dinamica cash flow-ului, astfel încât să putem acționa și insista acolo unde este nevoie, ca să oprim sângerarea, să cauterizăm rana și organismul cât de cât să aibă forța necesară să depășească acel moment. Aș avea o întrebare aici vis-a-vis de specificul activității turnaround management. În calitate de consultant, tu, mă rog, teoretic, o zi de lucru presupun că înseamnă întâlniri cu antreprenorii și stabilirea, mă rog, unor scenarii de lucru cu firmele care sunt în diferite stadii de activitate, unele mai bune, altele mai puțin bune și așa mai departe. În viitorul apropiat, că tot ai amintit faptul că în trimestrul 1 sau poate chiar până în trimestrul 2 la anul s-ar putea să
apar așa un fel de mini-tsunami și firmele astea ar putea să fie măturate unele dintre ele. Cu câte scenarii ar trebui să lucreze antreprenorii care acum sau se gândesc că s-ar putea să intre în dificultate? Unu, două scenarii, mă rog, unul de bază, unul bun și unul mai puțin bun și totodată la ce indicatori ar trebui să se uite mai mult decât se uita până acum? Adică mă gândesc aici lichiditate imediată, solvabilitate, încasare creanțe, care ar trebui să fie pe dashboard-ul fiecărui antreprenor să se uite zilnic, pentru că deja activitatea, după cum ai spus și tu, urmărea cash flow-ului în fiecare zi, săptămâna, ultime 13 săptămâni, înseamnă practic să analizezi fiecare unul cu unul cât fac, nu? Cam asta e. Te rog. Evident că numărul de scenarii diferă și este influențat și de complexitatea business-ului. Dar indiferent că vorbim de un business mediu sau mare, două, probabil trei scenarii sunt cele care trebuie ca să fie pe agenda, cel puțin în această perioadă. Încă o dată, lucrurile se văd în această perioadă pe termene mai scurte. Dacă înainte se făcea un business plan pe 5 ani de zile și ăla era modelul, acum cred că cine se hazardează să spună că are o abordare sau un scenariu care se duce dincolo de 2 ani de zile, sigur, hârtia suportă orice, dar nu cred că este neapărat credibil. Deci, inclusiv această secvențialitate trebuie văzută din perspectiva timpului. Antreprenorul trebuie ca să înțeleagă în perioada asta și să se uite în ce măsură partenerii lui de afaceri, sau mai bine, sănătatea partenerilor lui de afaceri, să le facă, dacă vreți, un gen de vitality check, da? Periodic. Un control de sănătate periodic. De așa natură încât să înțeleagă în ce măsură un semn de boală pe care partenerul respectiv îl arată îl influențează pe el. Și să reacționeze într-un termen util, pentru că în turnaround este un cuvânt foarte important, respectiv prevenție. Cu cât suntem mai buni în a determina și a preveni ceva, cu atât șansele de sănătate sunt mai mari. Evident că cash-ul este o provocare și este o preocupare pe care mare parte din antreprenori deja, sau din cei care sunt în departamentele economice, deja și-au luat-o pe agendă, într-un mod mai mult sau mai puțin sofisticat, dar deja și-au luat-o pe agendă și o au. Acum trebuie să treacă dincolo de acest pas și să înțeleagă și să gândească strategic. Ce se va schimba? Și aici văd că a spus pe ecran. Această analiză, punctul B, această analiză de impact a efectelor crizei și viabilitatea afacerii, pe termen scurt, mediu și lung. În așa măsură încât să înțeleagă ce se va schimba în modelul lui de afaceri, dacă se va schimba ceva, cu ce efecte, cu ce costuri, în așa fel încât să reușească, unul, să rămână în piață, doi, să devină mai competitiv. Pentru că, nu uitați, un actor care moare, o companie care are cifre de afaceri, nu știu, de 10 milioane de euro, care mâine moare, lasă un gol pe segmentul pe care a activat, de 10 milioane de euro, pe care cineva îl poate lua. Ca lup sau fărâmițat. Deci este foarte important să înțelegi un pic ecosistemul, atât din perspectiva competiției, cât și din perspectiva partenerilor tăi de afaceri, și cu cât ai această înțelegere mai sofisticată, cu atât îți va permite să iei niște decizii mai educate în afacerea ta. Tot în legătură. Da. Scuze-mă puțin, doar o mică întrebare scurtă. Turnaround management, mă rog, intră în sfera consultanței, după câte o înțeleg eu. Și provine, mă rog, din Statele Unite. Spuneai puțin mai devreme, chiar în Europa sunt destul de puține țări, dacă nu mă înșel, aminteai de Marea Britanie și Germania, în care unele companii de acolo sau companiile încep ușor să apeleze la genul ăsta de consultanță. În rest, marea majoritate sau majoritatea celorlalte nu apelează. Păi mă gândesc dacă în vestia așa, unde totuși acolo cultura antreprenorială e mai dezvoltată, e mai veche, are poate că 150 de ani în spate, la noi cultura antreprenorială are 20 ceva de ani, maxim 30, după 90 încoace, aș vrea să te întreb cum sau dacă apelează antreprenorii români
În general la servicii de consultanță, nu neapărat de turnaround management, la servicii de, să zic așa, este dispus antreprenor român să plătească o taxă unui consultant extern de la care ar putea lua niște sfaturi, eu știu, ca să-l ajute să-și dezvolte business-ul sau să treacă peste perioada asta destul de dificilă care va urma, sau e reticent? Față de acum 5 ani este mult mai deschis. Față de cât este nevoie, mai este mult loc. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, antreprenorii români încep să înțeleagă faptul că e normal să nu le știe pe toate. Încep să înțeleagă faptul că afacerea lor a ajuns la o dimensiune în care este iarăși normal să nu le facă pe toate. Și iarăși încep să înțeleagă faptul că un specialist în turnaround a văzut mult mai multe situații de criză și a gestionat mult mai multe situații de criză decât poate a făcut-o el. Și bine ar fi ca să plătească pe cineva care a mai trecut prin treaba asta și să nu învețe pe propria piele efectele unor greșeli. Să o spun altfel, de exemplu, există o noțiune și o practică de Chief Restructuring Officer. Este acea persoană care intră într-o companie, are un rol executiv pentru o perioadă limitată de timp și are un mandat, în general, de implementare a programului de turnaround, în colaborare cu acționarii, cu celelalte persoane implicate în management, cu stakeholderii, de așa natură încât acea companie să aibă viață în continuare și viabilitate. E greu câteodată să apelezi la cineva care să intre day-to-day în activitatea ta și să ia poate niște măsuri care nu sunt cele mai comode și cele mai populare, dar câteodată poate să fie chiar și un avantaj. Și dacă înțeleg faptul că trebuie să vadă în primul rând avantaje și pe urmă dezavantaje, o să fie mai deschisă și plătească. Astăzi, repet, mai mult decât acum 5 ani, mai este loc suficient de creștere. Da, bun. Apropo de asta și să facem ușor, ușor legătura și cu bursa de la noi, o piață care are un nou statut acum, da, de câteva zile, suntem piața emergentă secundară, evident că neajunsurile le știm cu toții și am spus-o aici de atâtea ori și invitații au spus care sunt cauzele și care ar fi soluțiile. E clar că pentru, să spunem, nu știu, vreo trei sferturi din companiile listate pe piața principală, cam 95% zic de pe aero, nu există lichiditate și de aici e clar că nu sunt foarte relevante pentru investitorii de calibru. Crezi că soluția asta de turnaround management pentru companii ar putea contribui pe lângă revitalizarea și restructurarea lor și la resuscitarea bursei, să spunem, pe viitor? Turnaround management are două componente. Turnaround management și corporate renewal. Partea de corporate renewal este, dacă vreți, posibilitatea îmbunătățirii performanțelor unei companii care o duce bine. Acum, ca să fii listat pe bursă sau ca să fii atractiv pe bursă, trebuie să îndeplinești niște criterii și de dimensiune și de performanță financiară și de soliditate și predictibilitate a business-ului și așa mai departe. Uitați-vă într-un mod onest și obiectiv la radiografia companiilor din România și să vedeți câți campioni eligibili pe niște criterii foarte generale și foarte puțin tehnice putem încadra în această categorie. Și nu sunt mulți. Ce se poate face, în schimb, și ce cred că se va putea întâmpla, dar în timp, este la o consolidare a actorilor din aceeași industrie, care să-i facă să ajungă la size-ul, la dimensiunea corespunzătoare la care să se gândească în mod efectiv la o listare pe bursă ca o alternativă viabilă pentru ei. Consolidarea asta poate să fie făcută chiar și în acest context, dacă vreți, dificil, prin mai multe variante, profitând, dacă vreți, și de faptul că asistăm, printre altele, și la un schimb de generații. Sunt destul de mulți antreprenori care au început business-ul la începutul anilor 90, care nu au succesiune în familie și care astăzi se gândesc, chiar dacă business-ul merge bine, să-și facă un exit din business. Au ajuns la vârsta biologică care să îi îndemne să se gândească la acest lucru și n-au cui să lase afacerea în familie.
acele afaceri care au sănătate financiară, dar nu au încă dimensiunea maximă, să spunem, ca să le facă atractive pentru bursă, combinate cu un alt jucător din aceeași industrie, o echipă nouă de management, s-ar putea să facă un jucător, un potențial candidat de bursă interesant. Tiberiu. Da. Hai să trecem și la evoluția de astăzi de la Bursa de Valori București, cum am obișnuit pe cei care ne urmăresc. Și ca și idee pot să spun că, spre deosebire de zilele anterioare, astăzi e o zi mult mai liniștită, cu rulaje mult mai mici față de ce s-a întâmplat ieri, alalteri și chiar săptămâna trecută, când au fost schimburi de pachete destul de consistente. Astăzi evoluție ușor negativă, aș putea spune, pentru majoritatea indicilor. Doar BTNG-ul este peste 0 cu un plus de 0,18%, în rest BET-ul minus 0,14%, BET-FI minus 0,41%, BET plus minus 0,15%. Iar la nivelul companiilor din BET, aș putea spune că evoluțiile sunt divergente, poate undeva jumate dintre ele înregistrează scăderi. Iată, minus 0,6 pentru Banca Transilvania, scădere la fel pentru BRD, minus 0 pentru operatorul bursei, Comped minus 0,5, OMV minus 0,75. Creșteri, în schimb, putem observa la Teraplast. Chiar cred că e cea mai mare creștere a unei companii din indicele BET astăzi, până acum, 1,5. Electrica cu 0,92, MedLife 0,78 și iată Alro o creștere destul de mică, plus 0,26. Și la nivelul tranzacțiilor de astăzi, doar aproape 4 milioane de euro, după cum se poate vedea, în scădere abruptă, aș putea spune, față de zilele anterioare. Se pare că investitorii au luat o pauză și pachetele importante s-au schimbat deja sau se pregătesc pentru noi achiziții. Dacă vorbim de cele mai tranzacționate companii, iată doar tranzacții standard, aș putea spune, pe piața regular, nicio tranzacție deal. Banca Transilvania conduce, din punct de vedere al valorii tranzacționate, cu aproape 4,7 milioane de lei, urmată de Fondul Proprietatea, BRD, OMV, Erste Bank, Teraplast și așa mai departe. Și astăzi am zis să ne uităm că tot am vorbit despre impactul pe care companiile l-ar putea avea asupra creditorilor și am văzut evoluția băncilor din zona euro, o evoluție destul de slabă, aș putea spune, în ultimii ani. Drept dovadă, băncile sunt foarte subevaluate. Hai să ne uităm astăzi și pe sectorul bancar, care este listat la Bursa de Valori București și văd aici, Cătălin, că deja ai proiectat graficul BRD. Păi, cum este față de, cum este, asta doar ca întrebare introductivă, cum este față de banca mamă Societe General? Păi dacă e să luăm long term și iată scăderea de la criza precedentă, tot cam așa este, numai că cealaltă era undeva pe aici, da, pe la nivele minime, să spunem. Iată BRD un pic mai sus, un pic mai mult mai sus, da? Deci imaginea de ansamblu pare undeva un range în ultimii 10 ani, dar e o tendință ascendentă în ultimul timp. Două completări, evident avem două bănci listate principale, ne uităm pe ele, am analizat și Patria Bank săptămâna trecută, dacă ții minte, spuneai că nu s-au mai schimbat pachete, păi s-au schimbat cât trebuia, în rest dacă vrei să cumperi mult, evident că trebuie să cumperi până tranzacții deal, nu poți să intri în piață pentru că e free float mic și lichiditate mică. Iar pe de altă parte, de scăderea de astăzi, vorbeam noi de o corelare poate din ce în ce mai puternică în săptămânile și lunile și anii care vin, dat fiind și acest nou statut al pieței și cum avem scăderi și la deschiderea în Statele Unite și pe Europa, e logic să fie scăderi și la noi. Revenind la grafic, deci tendința e ascendentă pe BRD în ultimii ani. Ce e interesant, totuși nu reușește să treacă de nivelul ăsta 13,20, erau niște, iată, sunt niște niveluri foarte solide și unele erau două mai puțin solide care s-au transformat și ele în solide, acestea două. De ce? Pentru că iată de două ori a dat cu capul de acest nivel la 13,20 și nu reușește să treacă.
De ce nu reușește? Pentru că aici avem și media mobilă de 100 de perioadă care e o rezistență și avem și această linie, iată, care unea niște maxime din urmă, a fost depășită înainte de criză, a trecut prețul sub și iată de două ori dă cu capul de ea. Deci, practic, această zonă din nivel linie plus medie mobilă e puternică și se pare că prețul mai are nevoie să mai consolideze dedesubt înainte să forțeze o nouă trecere. Atâta timp cât suntem peste aceste linii de suport, tendința pe termen lung e aceeași, numai că, mare atenție, dacă prețul va fi presat, se va juca totul aici undeva mai jos dacă trece de 12,5, să vedem, până atunci mai e un grafic weekly și dacă ne uităm atent, s-ar putea să avem o consolidare de o durată mai lungă. Am avut și în trecut, uite cum avem și pe aici, cu ieșiri puțin, dar se formează și un triunghi, vom vedea ce va fi. Deci, deocamdată, BRD-ul nu reușește să treacă de 13,20. Nici Banca Transilvania a făcut un maxim local aici undeva cu euforie asta dată de intrarea, nu în indicii, e adevărat, indicii pentru companii medii și mici avem noi acces, dar deocamdată e un nou statut, nu, și trebuie să profite de el Banca Transilvania. Iată că avem corecții puternice după acea creștere. O creștere într-adevăr atât de puternică cât a ieșit și tendința ascendentă în care evolua foarte frumos într-un canal paralel după revenirea din minimele din martie. Deci, până la urmă, revine în acest canal și atâta timp cât va sta deasupra nivelului de 2,250 aici, 2,25, totul e ok, mai ales că avem și media mobilă de 50 de perioade ca suport. Va fi mai periculos dacă trece de desubt și mai ales de 2,1, da? Pentru că vine și linia asta. Deocamdată tendința e tot așa pozitivă pe termen mediu, dar pe termen scurt asistăm la corecții pe ambele bănci. Da. Că tot am zis că vrem să profităm de prezența lui Vlad și am vorbit și de sistemul bancar din Europa. Am tot discutat cu invitații noștri de-a lungul timpului și ne-am uitat și pe graficele celor două bănci, cele mai importante, de fapt, Banca Transilvania și BRD, care sunt listate la Bursa de Valori București. Și știm că undeva la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, deci în al doilea trimestru în orice caz, băncile au acordat niște facilități persoanelor fizice, cred că și companiilor la un moment dat, sunt și programele astea de finanțare prin intermediul statului, dar acele programe de amânare a plății ratelor pentru persoanele fizice s-ar putea să se, de fapt, se vor termina undeva, cred că acum, în toamnă, la sfârșitul anului, poate că începutul anului viitor. Vreau să te întreb care e părerea ta vis-a-vis de impactul pe care ar putea să-l aibă amânarea asta la plată asupra sistemului bancar, nu numai cel care vine din rândul persoanelor fizice, ci și din rândul companiilor, pentru că sunt foarte multe IMM-uri care au credite la bănci și orice perturbare în activitate poate să le afecteze rambursarea creditelor, practic. Nu crezi că de la începutul anului viitor o să vedem anumite, să zic așa, probleme în sistemul bancar? Sistemul bancar în România are astăzi un mare avantaj. Are la nivel de sistem o rată a creditelor neperformante, a NPL-urilor, foarte confortabilă, în jur de 4 și un pic la sută, față de un 22-23%, cum era în anii anteriori în plină criză, pentru că a avut loc o curățire a bilanțurilor în timp. Implicit, dacă vreți, și au o lichiditate bună. Implicit, dacă vreți, au niște buffer de siguranță care să le permită o creștere controlată a acestor credite neperformante. Este evident că au învățat, sper, din situațiile anterioare și nu vor lăsa să ajungă la acel punct la care cifra devine o problemă. Și vor trata proactiv clienții. Proactiv înseamnă că, evident, vor lua în funcție de dimensiune, în funcție de dimensiunea expunerii. Și atunci companiile s-ar putea să fie pe soluții personalizate, cu soluții de restructurare adaptate modelului și business-ului respectiv. Segmentul de retail, de persoane fizice, o să fie tratat, dacă vreți, la bulk, pentru că există o abordare, dacă vreți, de portofoliu de segment.
Este evident faptul că aceste amânări la plată nu înseamnă altceva decât o câștigare de timp. O câștigare de timp și pentru client și pentru bancă. Important va fi ca atunci când vine momentul în care se așează din nou la masă, fiecare să știe ce are de spus și ce soluții poate să și susțină în practică. Pentru că în cele din urmă atât clientul, persoană fizică sau companie, trebuie să vină și să spună: dom'le, am înțeles unde sunt astăzi și știu ce pot să fac în viitor, astfel încât să vin și să-ți propun eu, proactiv, o variantă pe care, dacă mi-o accepti, eu cred că pot ca să o și onorez. Dacă lasă doar banca să vină cu o soluție, s-ar putea sau nu să se potrivească pe posibilitățile clientului. Acest decalaj de viziune și de soluție, de viabilitatea soluției, vor da efecte și negative. Aici cred că va face diferența și politica băncilor iarăși va fi diferită, pentru că în cele din urmă și băncile au propria modalitate de a face business în ecosistemul acesta relativ mic al României. Ca să fac o paranteză, că am vorbit mai devreme de America și de România. Am fost la începutul anului, înainte de pandemie, în februarie, la cea mai mare conferință care se ține la Las Vegas în fiecare an, de Turnaround Management. Și acolo m-am dus și am văzut cu peste 50 de fonduri de investiții și încercam să le povestesc de România, de oportunități. Repet, nu era criză, nu era pandemie, totul era frumos. Și după ce am încercat eu să fac vânzarea asta foarte frumoasă, foarte mult timp, am ajuns la o concluzie metaforică foarte simplă, care cred că se probează bine astăzi. România și sistemul nostru în general este o ceașcă mică, care se află în zona centrală europeană, care este un lighean un pic mai mare și care se află într-o cădiță un pic mai mare, care este Europa. Și este pe partea cealaltă, pe continentul american, un fond de investiții, numiți-l cum vreți dumneavoastră, care are un ban în mână așa și îl aruncă peste apă. Care sunt șansele să nimerească ceșcuța noastră mică? Da, da, foarte... Foarte interesant, a trecut timpul extrem de repede și cu asta închidem, au fost foarte interesante opiniile, te mai așteptăm pe la noi, îți mulțumim mult pentru prezența de astăzi, vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți zilnic, vă așteptăm mâine la aceeași oră, până atunci, ca de obicei, vă urăm o seară cât mai plăcută și evident profitabilă. La revedere! La revedere!